Zilnic, teritoriul Republicii Moldova este tranzitat de aproximativ 1000 de camioane, dintre care 80% sunt încărcate cu cereale ucrainene, a declarat expertul în comerț internațional, Iurie Rija. Potrivit acestuia, în ultima perioadă din nou a apărut problema fluidizării traficului la frontiera cu România, iar camioanele stau la punctele de trecere a hotarului în medie 3-4 zile. Avem peste 31 de puncte de control vamal. La datele de care dispun eu, încă 70-80% din transportul care trece din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova și care iese din Republica Moldova pe frontiera cu România spre porturile de pe Dunăre, cum ar fi Galați, Brăila, inclusiv portul de la Marea Neagră, Constanța, din toate aceste transporturi, în medie sunt camioanele cu cereale. Se observă că iarăși este o problemă cu fluidizarea la frontieră, în special cu România. Asta influențează. Fiecare zi costă mai scump șoferul, duce la creșterea prețului. La 17 iulie, Rusia s-a retras din acordul cerealelor negociat anul trecut cu Turcia și ONU. Acordul permitea Ucrainei să-și exporte produsele agricole prin porturile de la Marea Neagră.